Vom juca la Cluj contra celor de la CFR. Alături de noi este domnul Anton Petrea. O să-l rog să spună câteva lucruri despre partid, apoi vă stă la dispoziție. Bună ziua! O deplasare, într-adevăr, la Cluj, o deplasare pe terenul echipei de pe primul loc, cu o echipă care cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare, cu jucătorii valoroși, numeroși, un lot valoros și numeros, o echipă care se menține pe primul loc de ceva timp, cu rezultate fantastice din punctul meu de vedere în acest sezon, cel puțin în Liga 1. Noi mergem acolo încrezători, într-un joc pentru un joc bun și un rezultat pe măsură, adică să câștigăm. Indiferent de ce situație este în clasament, indiferent de ce echipă întâlnim, asta este gândul nostru, să mergem să câștigăm fiecare joc. Vă rog. Bună ziua! E meciul de totul sau nimic în acest play-off? Meciul care decide campion, adică egalul vă ține viață, dar nu prea vă avantajează, dacă nu uitați pe program. Da, e un meci important pentru ambele echipe, zic eu. Dacă nu vom reuși să câștigăm, într-adevăr, distanța între noi se mărește, mai vor mai rămâne 5 jocuri, în care se poate întâmpla orice, într-adevăr, adică mai sunt 5 jocuri importante, grele, pentru fiecare echipă, dar dacă noi nu vom reuși să câștigăm mâine seară, probabil că vom lua o opțiune serioasă pentru a obține titlul de campion. Având în vedere că doar victoria vă mai ține șanse la titlu, aveți așa în mare idee despre ce trebuie făcut ca CFR să fie învins, o echipă care cu greu este învinsă, a fost acum ultimul exemplu cu Craiova? Da, ne propunem la fiecare joc să facem să avem o evoluție cât mai bună. Știm stilul lor de joc, un stil caracteristic CFR-ului, o apărare foarte bună, foarte periculoși pe contraatac și la fazele fixe. Vom încerca să ne adaptăm acestui stil de joc și să în același timp să reușim să ne impunem stilul nostru de joc și să conducem jocul dacă se poate, pentru a putea spera la o victorie. Spunea Cristi Balaj ieri, președintele celor de la CFR Cluj, că într-un fel se bucură de faptul că au pierdut meciul cu Universitatea Craiova, pentru că s-a schimbat și au conștientizat momentul în care se află și pot aborda altfel decât ar fi făcut-o dacă, nu știu, s-ar fi mulțumit cu un punct în meciul trecut, în ceea ce înseamnă meciul cu FCSB. Ai avut astfel de situații, Toni? Este adevărat această, să spunem, gândire a jucătorilor după momente mai grele? Poate fi, dar din punctul meu de vedere, filozofia mea de joc, ce gândesc eu despre fotbal, cred că la fiecare joc, indiferent de ce ai făcut meciul trecut, trebuie să abordezi fiecare joc la victorie. Poate interveni la nivelul echipei o stare de mulțumire, să zic, automulțumire, dar asta trebuie să fie treaba antrenorului, să reușească să îi trezească, să-i țină în priză pentru fiecare joc în parte, să fie câștigat. Cred că așa stau lucrurile. Da, important este să câștigăm, nu contează dacă vom înscrie primii. Vedeți că s-au marcat multe goluri pe final de joc, au fost răsturnă de situație, cel puțin de scor la meciul trecut între Craiova și CFR-ul, adică nici, în altă parte, niciun meci nu seamănă cu celălalt, se poate întâmpla orice, însă nu cred că dacă o echipă va reuși să marcheze prima, e automat și câștigătoare. Pe elevii dumneavoastră, cum îi simțiți? Înțeleg importanța momentului, este practic un... Da. Spunea școala bun meci de totul sau nimic. Da, normal că fiecare jucător conștientizează momentul în care ne aflăm și faptul că suntem pe final de sezon, nu mai sunt multe meciuri la dispoziție, ca să putem să recuperăm ceva, trebuie să dăm totul la fiecare joc. Și asta încerc să le transmit înainte de fiecare meci, că următorul joc este cel mai important, după care vedem ce facem în continuare, dar cel mai important este meciul următor. Toni, sunt sigur că ești obișnuit cu ceea ce apare în presă. Cred că zilele trecute am văzut un articol despre planul pe care l-ar avea FCSB-ul în cazul în care tu nu rămâi. S-au dat două, trei nume. Totuși, parcă nu e momentul potrivit. Nu să se gândească. Nu, sunt niște informații. Sunt reale, nu sunt reale. Dar cum privești tu lucrurile într-un moment în care tu poți să câștigi cu FCSB-ul la CFR Cluj și atunci și din vară, cu siguranță, dacă mai mult de atât se câștigă titlul, lucrurile vor sta diferit. Da.
Eu am semnat contract până la sfârșitul acestui sezon. Faptul că se fac diferite speculații, că așa, asta pot să spun, n-am ce să spun eu, sunt speculațiile presei. Eu, din ce știu, nu s-a pus problema de așa ceva. Ne concentrăm, eu ce personal mă concentrez doar pe finalul acesta de sezon, la meciurile care le mai am de disputat. Vreau să le câștig pe toate dacă se poate și voi vedea după aceea dacă vom reuși să câștigăm titlul sau nu. Și ulterior voi decide ce voi face în continuare. E prematur să spun acum ce va fi, cine va fi, dacă voi pleca, dacă nu voi pleca. Eu mă concentrez numai și numai la prezent, la ceea ce avem de făcut la meciurile care și la viitor, apropiat la meciurile care urmează, ultimele 5 meciuri. Dumneavoastră cum vedeți delegarea lui Ivan Kovaci la această partidă? Ținând cum că e un arbitru bun din arbitrajul românesc, am ce să zic eu. Sper că va arbitra foarte bine, sper, îmi doresc chestia asta, iar el să nu iasă în prim plan, să iasă jucătorii prin evoluțiile lor. S-a vorbit de o prietenie între, nu știu, Cristi Balea și Ivan Kovaci. Prietenie. Cred că toți oamenii de fotbal sunt prieteni între ei, dacă stăm să ne gândim așa, nu cred, nu vreau să mă gândesc, să mă duc până la a gândi alte lucruri vis-a-vis de nu știu ce amiciție, prietenie există. Ce va fi diferit la meciul ăsta? Pentru că în ultimii ani, meciurile pe muche de cuțit între CFR și FCSB au fost tranșate sau rezultatele au fost în favoarea celor de la CFR. Chiar și când era nevoie de un egal, FCSB-ul nu s-a impus când avea mai mare nevoie de victorie. Acum e o altă situație de genul ăsta. Ce o să aibă FCSB în plus față de CFR de data asta? Eu sper să avem mai multă maturitate, mai multă liniște și concentrare. Să avem mai multă încredere, pentru că în anumite momente am sesizat o lipsă de încredere în rândul nostru, în rândul jucătorilor, și asta încerc să le transmit la fiecare antrenament, înainte de fiecare joc, să aibă mai mare încredere în ei, în potențialul lor și al echipei, individual și al echipei. Totuși, CFR rămâne favorită la câștigarea titlului, ar putea să ia al cincilea titlu la rând. Ce ne spune asta despre fotbalul românesc? Ce înseamnă ca o echipă să câștige 5 titluri la rând? Da, e o echipă care a câștigat, așa cum spuneți dumneavoastră, de ceva timp campionatul. Înseamnă că sunt o echipă puternică, înseamnă că lucrurile se fac foarte bine acolo, au o strategie foarte bine pusă la punct și trebuie că să ne gândim și noi ce putem face să ajungem din nou să avem și noi o serie de campionate câștigate la rând, cum a fost în trecut. Dan Petrescu este acolo principalul artizan. Dumneavoastră, ca antrenor tânăr, chiar mă gândesc că, cum se spune, vreți să furați meserie de la fiecare. De la Dan Petrescu, ce vă place mai mult dintre calitățile pe care le are? Îmi place stilul cum organizează echipa, faza defensivă, face foarte bine. Și ați văzut chiar și în Europa, Atletico Madrid, de exemplu, Simeone este criticat pentru stilul lui, dar fiecare are armele lui și filozofia lui de joc. Și chestia asta cu organizarea defensivă e foarte, foarte importantă la ora actuală. Cred că asta aș lua. S-a vorbit de interesul Farului pentru Florinel Coman. Vă e teamă să-l pierde? Nu știu de așa ceva. Nu știu. Am văzut și eu ceva, dar nu am auzit. N-am discutat despre un eventual împrumut sau ceva, nu știu, nu cred. Și-a câștigat Ovidiu Popescu postul de titular după evoluția cu voluntari, a contribuit la goluri. Da, a avut o evoluție bună, mă bucură evoluția lui pe care a avut-o la meciul trecut, venind după o perioadă în care nu prea a jucat, iată că a intrat foarte bine și a făcut tot destul, a intrat foarte bine. Da, ne gândim, vedem mâine până la ora jocului dacă va juca, unde va juca. Dormiți bine înaintea meciului? Nu prea mai dorm bine de mult timp, da. Asta este, ce să fac, sunt probleme pe care trebuie să le rezolv, pe care trebuie să le gestionez. Mă descurc. Mai o cafea. Simțiți presiunea? Presiunea este, cred, am mai spus-o, cred că e la orice echipă cu pretenții, zic eu, va fi presiune, pentru că sunt cerințe mari, nu? Ești la o echipă cu pretenții, vrei să câștigi trofee, vrei să ai performanțe și presiunea există. Nu pot să încerc să nu o duc către jucători, caut să o păstrez mai mult pe umerii mei, dacă pot să spun așa, și ei să-și vadă de joc atât. Va avea un jucător în plus sau un atum plus CFR faptul că stadionul va fi plin? Da, și noi am beneficiat de suportul fanilor. Da, și acolo sunt fani pătimași. Da, e poate un avantaj, dar noi trebuie să intrăm pe teren
încrezători și concentrați la, la ceea ce trebuie să facem, să vedem, să reușim să ne câștigăm acest joc. Despre un meci de gen nu se spune că este decis de micile detalii sau de valoare individuală. Vă așteptați și la principalele guri de foc ale echipei noastre să iasă în evidență, nu știu, aici poate ne referim la un șut de la distanță marca Tavi Popescu? Da. Da, situația în teren sunt, nu pot să spui ce se întâmplă dinainte. În teren se întâmplă multe lucruri și acolo intervine și inspirația jucătorului la momentul respectiv. Eu știu, concentrarea lui în fața porții. Da, vedem, suntem, încerc să-i capacitez și să-i fac să fie concentrați pe toată durata partidei, pentru că, așa cum am spus și dumneavoastră, și micile detalii contează, chiar și un out, chiar și o lovitură liberă de la 40-50 de metri, poate conta, trebuie să fim atenți la fiecare moment al jocului. Sper să nu greșesc. Tu l-ai debutat pe Tavi Popescu, nu? În Liga întâi, mă rog, da, în echipa mare. Cum îl simți pe băiat în contextul în care se vorbește nu zilnic? De două ori pe zi apare câte o sumă, câte o echipă și așa mai departe și el arată totuși pe teren că produce faze, produce fotbal, însă nu știu, cum îl simți? E conectat la... În ciuda tinereții lui, să spun, e foarte, pare foarte matur și foarte echilibrat în afara terenului, mă refer. Tot ceea ce face, cum vorbește, nu se ia după vorbe, după ceea ce se scrie, e foarte stabil din punctul ăsta de vedere și mă bucură chestia asta. Chiar, așa cum am spus, în ciuda tinereții lui, dă dovadă de maturitate incredibilă. Sper să rămână același băiat modest și cu bun simț să-și vadă în continuare de pregătire și când intră pe teren a meciului să joace cât mai bine și să prindă un contract cât mai bun pentru el. Cășerul face și el deplasarea la Cluj? Nu. Nu va fi în loc. În multe momente CFR s-a remarcat și printr-o agresivitate dusă până la limita regulamentului. Vă temeți de acest lucru? Chiar că vorbeam de Tavi Popescu, el este și tânăr și foarte tehnic și ar putea să fie luat mai tare decât adversari. Am pregătit și acest aspect, am vorbit și cu jucătorii, să ne așteptăm la orice atitudine din partea echipei adverse. E un joc de fotbal în care agresivitatea este până la un punct. Trebuie să fim capabili să rezistăm oricărui stil de joc și noi să răspundem cu aceeași monedă, dacă se poate, adică să avem și noi agresivitate corespunzătoare, în limita regulamentului, bineînțeles. În opinia dumneavoastră, cine e favorită până la urmă în acest meci? Dan Petrescu știm bine, se plânge tot timpul că e outsider. Da, favorită. Da. Ținând cont că ei sunt pe primul loc și au o diferență de 5 puncte față de noi, cred că ei ar trebui să fie considerați favoriți. Însă noi mergem acolo și încercăm să dăm toate planurile peste cap ale lor.